aceste întâlniri frumoase cu muzica lui Twarovska. Profundă, frumoasă, emoționantă. Sunt câteva parte din evenimentele pe care Aura le-a oferit cu generozitate în anul 2016 lugojenilor, în cadrul festivalului Lugoj Classic. Lugoj Classic. Despre Lugoj Classic vom mai vorbi și astăzi câte ceva. Deci, bine ați venit! Vreau să vă spun că din acest an ne-am propus să demarăm un proiect generos. Oamenii cetății, lugojeni de care suntem mândri. Astăzi este alături de noi Aura Twarovska, lugojeanca noastră dragă, o adevărată ambasadoare a muzicii românești în lume. Despre cariera de excepție a Aurei vom vorbi în următoarea oră sau în timpul în care va urma, Aura având amabilitatea să ne răspundă la câteva întrebări referitoare despre viața ei, despre începuturi, la Lugoj, la Timișoara, apoi pe marile scene ale lumii, consacrarea ei ca solistă, mezzo-soprană, la Opera de Stat din Viena. Chiar dacă agenda Aurei este una complicată, cu multe angajamente și cu un program strict de respectat, Aura și-a găsit timp de fiecare dată să cânte la Lugoj, fie la Biserica Romano-Catolică, fie la Catedrala Greco-Catolică, fie la Sinagoga Neologă din Lugoj, la Teatrul Municipal, la Casa Bredicenilor, făcând aceste gesturi generoase din dragoste pentru Lugoj și pentru lugojeni, așa cum din dragoste pentru Lugoj și lugojeni este astăzi alături de noi. Îți mulțumim, Aura, pentru tot ceea ce ai făcut, ce faci și vei face și în continuare. Vom depăna amintiri, vom face proiecte de viitor pentru lugojeni, proiecte a căror inițiator și promotor este, bineînțeles, Aura Twarovska. În preajma Aurei nu poți decât să te simți extraordinar, pentru că zâmbetul ei este cuceritor. Emană energie pozitivă, este curajoasă, este puternică, debordantă și, nu în ultimul rând, este frumoasă. Îți mulțumim, Aura dragă, că ești alături de noi astăzi. Mulțumesc pentru invitație, mă bucur că ai plăcut. Ne-am gândit să, după ce ați urmărit-o pe Aura în câteva secvențe semnificative pentru ce înseamnă dragostea ei pentru Lugoj, pentru talentul ei, să stăm de vorbă cu Aura, să stăm de vorbă cu dumneavoastră, urmând să mai vizionăm câteva secvențe spre final și, evident, Aura ne-a promis că ne va și cânta, ne va încânta ca de fiecare dată. Haideți să începem, Aura. Te-ai născut, ai crescut la Lugoj. În perioada copilăriei, te întreb, te-ai simțit atrasă de muzică? Dacă greșesc cumva, mama e aici, mă corectează, ok? Dar eu cred că, nu cred, așa simt eu că dintotdeauna am fost muzică. Am venit cu muzica împreună pe pământ. Eu nu-mi amintesc un moment de început. Și, nu știu, ca și copil, mi-amintesc de mine și de bunici cântând împreună. Mi-amintesc de mine și de bunici cântând pentru familia Winger din vecin. Familia Winger a emigrat de mult în Germania, da? Dar mi-amintesc cum le cântam de Crăciun, noi colindam sau dumnealor veneau la noi și se mirau. Ce frumos cântam pe mai multe voci. Și eram la grădiniță pe vremea aceea. Apoi mi-amintesc de tata. De tatăl meu, care îi plăcea să cânte, era bariton și mă chinuia îngrozitor pentru că eu trebuia să-l acompaniez la pian. Eu eram pianistă, începusem la 7 ani studiile oficiale la Școala Generală de Muzică de pe Caran Sebeșului. Mama cânta la mandolină, am început și eu la mandolină, deci eram proveneam dintr-o familie de muzicieni, neprofesioniști, dar în care familia, muzica era primordială. Să nu mai spun în afara părinților, verișorii, unchii, toate rudele primare, secundare, terțiare, făceau același lucru. Deci, toată lumea cânta. M-am întâlnit în urmă cu un an cu un dirijor, cel mai mare dirijor român, se numește Cristian Măcelaru.
Nu cred că ați auzit de el, este format la Liceul de Muzică din Timișoara, dar apoi a plecat în Statele Unite, a terminat acolo conservatorul, două masterate și așa mai departe și s-a lansat. Deci este pe departe cel mai bine vândut dirijor român în viață. Ei, acest Cristian Măcelaru provine dintr-o familie de 10 frați din Timișoara. Și mi-a plăcut foarte mult, l-am auzit într-un interviu spunând, el era cel mai mic dintre frați, sau este cel mai mic dintre frați. Și, și spunea în interviul acela că când era copil, el credea că absolut orice om cânta la un instrument. Pentru că la el în familie, bineînțeles, fiecare dintre cei 10 frați cânta la un instrument, părinții la fel. Și lui a trebuit ceva ani de viață până a înțeles că, de fapt, el provine dintr-o familie specială și că, mă rog, cântatul la un instrument este un lucru special pe care el a avut parte. Cum asta ar fi, ce să spun, muzica a fost întotdeauna până când am devenit adultă, matură, la 18 ani, când am făcut și din muzică o profesie. Dar ajungem, cred că, mai încolo, nu? Sigur, sigur. Tot așa, în perioada asta, care a fost, poate, primul tău succes în perioada de început pe la Lugo? Și ce ți amintești când ai început să cânti? Succes. Ce să spun? Îmi amintesc, de exemplu, la părinți la biserică, în spectacolul de Crăciun, cânteam solo. Deci înseamnă că eram bună de mică, nu? Apoi, îmi amintesc de doamna profesoară de muzică, Maria, cum se numea doamna de la Școala Generală 1? Doamna Maria Lungu, parcă. Doamna Maria Lungu. Dumneai, deja în perioada ciclului 2, la Școala Generală numărul 1, unde am fost eu elevă, mă punea să fac cor cu colegii când dumneai era ocupată. Deci și asta mă face să mă gândesc că o fi fost bună sau aveam ceva special. La liceu mi-am dat deja, am depășit momentul, primul moment, nu? Dar cred că, nu știu, dintotdeauna. Ești un om de succes. Vorbind despre succes, ai reușit în viață, ai o carieră extraordinară, o familie frumoasă. Te-aș întreba, care este atitudinea ta față de succes? Este succesul o povară? Asta este o întrebare care face parte din preocupările mele din ultimii ani. Bine, se încadrează într-o listă mare de întrebări, da? Și am ajuns la următoarea concluzie. Nu așteptăm succesul ca să ne bucurăm, ci bucurându-ne, urmează succesul. Deci fiți siguri, dacă ceea ce faceți, faceți cu bucurie și dați energie pozitivă și gând bun de bucurie, pace, iubire și alte sentimente bune, vine și succesul. Nu am nicio îndoială. Dacă ar fi altfel, dacă ar fi o povară, nu cred că s-ar dezvolta calea spre succes. Povara, cred că e percepută de cei din afară ca o povară, dar eu aș zice că e disciplină. Deci, în meseria, în cariera mea, da, disciplina este cuvântul de ordine și, bineînțeles, bucuria. Deci, fără bucurie, n-aș porni la drum. Așa este Aura. Bucură-te și urmează succesul. Așa ne sfătuiește Aura. Frumoasă pildă. Îți mulțumim, Aura. Haideți să vorbim puțin despre familie. Știm că familia a fost mereu alături de tine. Te-a sprijinit, te-a încurajat în tot ce ai făcut. Mama ta este o doamnă distinsă, care a fost mereu în preajma ta la spectacolele pe care le-ai susținut în țară. Care este relația ta cu mama? Păi, mama, prietena mea, dar să nu vă imaginați că mama se bucură și nu mai poate de bucuria succesului meu. Mama, de fapt, e omul din umbră, care întotdeauna a fost pe aproape și, cum se, îmi place să spun, în spatele fiecare femeie de succes se află mama. Da.
Mama se bucură din când în când, dar ea este singura persoană, probabil, mai puțin ceilalți membri ai familiei. Mama, în general, este cea care știe, cea care suferă, să zic, atunci când vede prin ce greutăți trec. De exemplu, în ziua concertului, mă trezesc bolnavă. Răcită, răgușită și așa mai departe. Se întâmplă. Vă dați seama că fiecare dintre dumneavoastră aveți asemenea zile. Imaginați-vă că într-o zi ca aceea trebuie să susțineți un spectacol important. Și mama săraca vede prin ce trec și nu poate să mă ajute cu nimic. Și eu o simt cum stă și singurul lucru pe care îl face tace, să nu mă provoace să vorbesc, să-mi fie și mai greu și mai... mă doare și mai tare gâtul sau se tușez sau nu știu ce. Dar, mă rog, și ajung cu bine seara la spectacol și îl fac. În general, 95% dintre cazuri fac spectacolele, nu le cancelez și publicul nu cred că prea des bănuiește prin ce am trecut eu. Deci, știți, se produce adrenalină, cortizol și așa mai departe și cumva se încălzește corpul, se încălzește vocea și spectacolul are loc. Eu îmi cânt partea, ajung cu bine la sfârșit. Dar prin ce trec până atunci știe mama. Apoi, rochile de concert, când sunt în România, mama le calcă. Rochile de concert, mama le spală. Mai spune mama ce mai face. Orice. Multe. Deci toate treburile astea le face mama, da. Este în străinătate un sistem de cover foarte bine pus la punct. Și acolo nu prea se întâmplă să te îmbolnăvești și să fii nevoit să cânti pe o stare de boală. Adică mă refer la teatrele mari, da? La Staatsoper Wien, de exemplu. Nu e nicio problemă. Dacă unul dintre noi se îmbolnăvește, mai sunt 2-3 cântăreți pe același rol, care până la ora 4 pot fi anunțați, atenție, de seară la ora 7 cânti. Da? Deci acolo este mai ușor să te îmbolnăvești decât să fii cover. E foarte greu să fii cover și să fii anunțat la ora 4, atenție că la ora 7 cânti. Deci la 5:30 trebuie să fii deja acolo, să te îmbraci, să te vocalizezi și așa mai departe. Dar și în străinătate, la concertele mari, la recitaluri, acolo ești singur, pe picioarele tale, n-are cine să te înlocuiască. Și atunci ai nevoie de mama. Super, frumoase cuvinte, Aura. Tot în același context al familiei, poate ne spui două vorbe despre fiul tău, Filip? Da, fiul meu, Filip, are 20 de ani. Mulțumesc, 24. Și studiază în Amsterdam, studiază Sound Engineering. Deci mi-a urmat într-un fel, nu direct, nu studiază pian, chitară sau alte instrumente sau canto, dar studiază, ați înțeles ce, inginerie tehnică. Și își dorește foarte, foarte tare să se întoarcă în România. Haideți să ne întoarcem puțin la perioada studiilor, la Timișoara, la începuturi, la 18 ani, când ai în corul filarmonicii. Ai urmat cursurile facultății de muzică pe care ai absolvit-o, ale facultății de științe economice. Ai amintiri legate din această perioadă de Timișoara. Povestește-ne ceva special. Poate, parcă am reținut dintr-o discuție cu tine că în 1989 erai undeva pe stradă în Timișoara. Ok. Hai înainte de a ajunge la Timișoara să pomenim niște nume de locoși. Sigur, sigur. Bineînțeles, domnul Tașcău, la Școala Generală de Muzică. Da, teorie. Doamna Elisabeth Tot-Pian. Chiar și cu domnul Constantin Stan am lucrat. Mi-a fost profesor de pian într-o perioadă. Apoi doamna Rodica, profesoara de canto, Rodica Rădulescu.
Da. Și așa mai departe. Frumoase aduceri aminte. Astăzi, la liceul Brădiceanu, aflându-mă acolo, câțiva profesori erau tare mândri că Aura Twarovska a absolvit liceul Brădiceanu. A fost eleva noastră, ne spuneau. Deci, Aura, până una alta, ești un brand al orașului nostru, un nume de care ne mândrim și ne bucurăm că Aura nu ne uită și ne dă mereu dovezi de iubire, ca și astăzi. Când am intrat la... Am început la școala generală numărul 1, da, 8 ani, și din clasa 9 m-am înscris la... și am dat concurs dreaptă, cum era pe vremea aceea, la liceul Cătălan Brădiceanu. S-a nivelit să-mi fie diriginte unchiul meu, domnul profesor de geografie, Iosif Muraru. Iacob Muraru, bravo. Și era foarte, foarte mândru de mine, mă cunoștea ca o elevă bună la școală și m-a prezentat frumos în clasa nouă, dar pe parcursul celor 4 ani de liceu n-am excelat. Au fost așa niște ani cumva de umplutură în viața mea, prin care pur și simplu am trecut. Doar latura artistică m-a scos în evidență, bineînțeles, cu doamna Ciolpan, făceam brigăzi, nu mai știu ce, tot felul de chestii artistice, da? Și bineînțeles că am dat dreapta în clasa 11-a, tot la Brădiceanu, la secția de electrotehnică sau așa ceva se numea. Electrotehnică, ora. Electrotehnică. Nici asta n-ați știut, nu? Știu. Așa. Și din clasa 11-a, toți colegii mei, în anii 84, se pregăteau pentru treaptă. Eu n-aveam niciun gând în direcția unei facultăți, eram total nehotărâtă, eram la o răscruce de drumuri. Și totuși, în luna februarie anului 1986, când eram în clasa 12-a, am luat o broșură din aceea cu examenele de admitere la toate facultățile, probabil știți, nu? Și m-am hotărât să dau și eu la facultate, la Timișoara. Și cum, ce am făcut? Am început să citesc ce examene se cer la facultățile respective. Și la care dintre aceste discipline aș fi putut eu să mă pregătesc. Sau să recuperez cei 4 ani nu prea minunați de liceu. Și mi-au căzut ochii și gândul pe Facultatea de Științe Economice. Am văzut că se cere geografie, economie politică și matematică. M-am dus la ore de matematică din luna martie. M-am pus mâna pe carte la geografie. Mi-am dat bacalaureatul. Am prezentat balul bobocilor împreună cu Mihai Grecu. Ați văzut pe Facebook, am și pus o poză, că ne-am revăzut după nu știu câți zeci de ani. Șeful ATI-ului da, de la Spitalul Județean. Și vreau să vă spun că atât de ușor am învățat, de dimineața de la ora 8 până seara la ora 8, n-am pierdut niciun film. Știți că pe vremea aceea era câte un film, seara la ora 8. Și mă rog, ideea este că am intrat la 12-a la Facultatea de Științe Economice, am luat 90 la economie, la geografie, 90 la economie politică și la mate n-am apucat eu să recuperez o viață întreagă, pentru că nu am talent, am luat 3,90, dar nu contează media, am adus cumva acolo la nota aceea mare. Și iată-mă la ISE, asta am să zic că era ciudățenia. Și am aflat că din septembrie sunt două posturi în corul Filarmonicii Banatul din Timișoara. Vă dați seama, pentru mine, între timp cântasem la corul Vidu, aici în Lugoș, cu maestru Tașcău, ani buni, vreo 4 ani, în timpul liceului eram și membra corului Vidu, dar a fost o mare ocazie pentru mine să încep să lucrez ca și profesionist. Din 1986 am fost angajat a corului Filarmonicii Banatul din Timișoara, sub bagheta maestrului Diodor Nicoară. Iar director al Filarmonicii Banatul în acea perioadă era maestrul Remus Georgescu. Și bineînțeles că dumnealor m-au încurajat, au simțit, au auzit că am talent și că am voce și că ar trebui să merg mai departe. Și când s-a înființat Facultatea de Muzică din Timișoara,
În primul an, în anul 1990, bine zic, da, deci după Revoluție, 1990, n-am putut să mă prezint în primul an, deoarece am prins un turneu în Roma cu o operă contemporană, se numea Les Eumenides de Aurel Stroie, Orestia III-a lui Aurel Stroie. Și am, deci nu am putut să mă prezint în primul an de deschidere al Facultății de Muzică, dar pentru al doilea an, în 1991, mi-am dorit din tot sufletul să mă duc la examen, să fiu studentă la Facultatea de Muzică și așa mai departe. Dar, prin primăvara, m-am dus la Facultatea de Științe Economice, unde eram studentă în anul 5, să-mi iau diploma sau și trebuia de bacalaureat de acolo ca să mi-o depun și la cea de-a doua facultate. Am aflat că nu se putea în acea perioadă în România să fii student la două facultăți sau ceva de genul ăsta, nici nu mai știu, nu mi-amintesc. În orice caz, vreau să vă anunț că în anul 5 la Facultatea de Științe Economice mi-am scos toate actele și am întrerupt studiul Facultății de Științe Economice. M-am înscris la Facultatea de Muzică, am reușit, bineînțeles, am studiat 5 ani. După acei 5 ani am plecat la București, la Universitatea Națională de Muzică și am făcut un an de master de studii aprofundate. Când am terminat acel an de studii aprofundate, eram încă în București, am primit un telefon de la Opera din Timișoara, maestru Iancu, cred că m-a anunțat că s-a eliberat un post de mezzosoprană, doamna Elena Gaja, o mezzosoprană celebră și cunoscută din Timișoara, se pensiona și am fost invitată să mă prezint la concurs. Am dat concurs cu opera Carmen de Bizet, cu personajul principal, Carmen, și bineînțeles că am reușit, am fost angajată, am rămas angajată pentru următorii 9 ani. Între timp, în anul 2006, tot un an cu 6, am mai zis eu într-o emisiune, anii ăștia cu 6 înseamnă pentru mine așa, ceva, o schimbare. Ce ziceam? În 2006 mi-am reluat studiul științelor economice după vreo 15 ani. Am dat toate diferențele, am făcut anul respectiv și mi-am susținut și licența și în același an, 2006, concomitent cu studiile economice, mi-am început primul an de doctorat la Universitatea de Muzică. Deci a fost un an wow, da, din toamna 2006 până în vara 2007, am făcut ultimul an de științe economice, cu diferențe și cu licență, și primul an de doctorat la București, iarăși an greu, pentru că am avut 8 examene, se numește stilul ăsta de învățământ doctoral, deci cu sesiune, cu două sesiuni. A fost greu, dar sunt foarte mândră de anul ăsta 2006-2007. Și să mă duc mai departe sau să mă opresc, ajung la Viena. Frumoasă, fascinantă poveste de viață. Așa cum vă spuneam, Aura este un om puternic, un om ambițios, o femeie adevărată care a reușit în viață, care pe lângă talent a muncit foarte mult. Acest lucru i-a fost răsplătit ajungând, culminând cariera ei artistică la Viena. Câte ceva poate ne povestești despre începuturile pe marea scenă a operei de stat din Viena? Cine a crezut în tine în această perioadă? Cum a fost, Aura? A fost greu? Dacă a fost greu... E oricum altfel decât în România, este totul...